În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Piatra pe care nu au luat-o în seamă ziditorii, aceea a ajuns în capul unghiului. Iubiți credincioși, iată astăzi o nouă provocare. De parcă simțim că se scoc strugurii, Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să ne prezinte o pericopă în care este vorba despre un om oarecare care, spune Sfântul Evanghelist Matei, a împrejmuit pământul său, a sădit vie, apoi a sădit în ea un teasc, un turn de pază și a dat-o lucrătorilor și el a plecat mai departe. La vremea roadelor a trimis pe slujitorii săi să-și ia partea sa și lucrătorii, prinzându-i pe acei slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis și pe altul l-au bătut cu pietre. Și atunci a trimis stăpânul pe alți slujitori și mai numeroși și pe aceștia i-au bătut și i-au omorât la fel. În urma tuturor a trimis stăpânul pe fiul său zicându-și: când îl vor vedea, lucrătorii se vor rușina. Dar lucrătorii aceia, văzându-l, și-au zis între ei: iată, a venit moștenitorul, haideți să-l omorâm și să luăm partea sa de avere. Și l-au omorât. Și atunci Mântuitorul întreabă: stăpânitorul viei aceleia, ce va face când va veni? Și au spus ucenicii care ascultau: pe cei răi cu rău îi va pierde și via o va da altor lucrători care îi vor da partea la bună vreme. Și atunci Mântuitorul spune: au n-ați auzit ce s-a spus prin prorocul care zice, piatra pe care nu au luat-o în seamă ziditorii, aceea a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Și adevărat vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția și se va da altora care vor da roade vrednice. Și piatra aceasta, pe piatra aceasta de va cădea cineva, se va sfărâma, iar peste care va cădea, pe acela îl va sfărâma. Fraților, este adevărat că sună destul de amenințător, dar ani de zile ne-am străduit să pătrundem câte ceva din tainele care sunt ascunse în vie, în turn, în teasc, în slujitori, în pietre și așa mai departe. Și pentru ziua de astăzi să vă spun că am studiat câte ceva și n-am fost niciodată mulțumit cu ceea ce am găsit, pentru că eu căutam în altă parte, căutam altfel. Dar am găsit o scurtă povestioară în care ni se spune că un pastor, care de-al minte era foarte, foarte meșter în ale cuvântului și în a atrage pe oameni către el, într-una din zile s-a dus la o carieră de piatră și a văzut în acea carieră un muncitor care avea un ciocan foarte, foarte greu și spărgea piatră. Și la un moment dat, când era o piatră mai mare de spart, se așeza în genunchi și dădea cu toată puterea și până la urmă izbutea și o spărgea. Și spunea pastorul acela în gândul său: Doamne, de-aș avea atâta putere încât să sfarm și eu inimile cele împietrite ale celor care mă ascultă, să sfarm și eu înțelesul cuvintelor așa cum sfarmă omul acesta piatra. Și a spus: poate cumva este vreun secret. Și s-a dus lângă el și l-a întrebat: omule, dar cum faci că niciodată n-ai dat greș? N-am văzut nicio piatră pe care ai pus tu ciocanul prima dată să o dai deoparte, să spui că nu o poți sparge. Cum faci? Că eu încerc și nu reușesc, oamenii mei. Și atunci zice: nu vă supărați, v-ați uitat la mine cum fac? Ce m-am uitat? Cu atenție? Da, cu atenție. Atunci cât că ați urmărit
că eu nu fac lucrul acesta decât în genunchi. Ei, fraților, să știți că preotul stă de multe ori în genunchi, dar cu adevărat stă de 3 sau de 4 ori în fața Sfintei Mese, la Sfânta Liturghie. Și atunci depinde ce se roagă preotul acela, depinde ce vrea, depinde care îi este ținta, ce vrea să facă. Și astăzi mă rugam și spuneam, voi ajunge și eu în fața Sfintei Mese și mă voi ruga pentru un sens a ceea ce se întâmplă cu slujitorii viei, cu stăpânul și cu pietrele. Pentru că sunt atâtea teme încât nu poți să le iei așa pe toate, ca să facem, cum zicea Dumnezeu să-l odihnească, părintele profesor Petre David, predică de toată trebuința. Nu, trebuie să spunem ceva care să ajungă la suflet. Și anume m-am gândit că astăzi este o zi deosebită, nu știu dacă pentru dumneavoastră, dar pentru mine personal este deosebită, mai este deosebită și pentru cei care au copiii la examene. Este un examen foarte important, de care, fără să vă dați seama, atârnă foarte mult ceea ce se va întâmpla cu starea de dreptate, pentru că este un examen de barou, este un examen de magistratură, un examen al celor care au studiat dreptul. Și mă bucur că la drept nu s-a luat în derâdere, cum s-a luat la alte facultăți, să se facă din 4 ani, 3 ani. Nu, au rămas cu 4 ani, așa cum a devenit, a rămas și teologia pastorală. Au rămas cu 4 ani de studii, acum după aia urmează, după acest examen foarte dur, încă 2 ani de specializare și apoi începe ucenicie grea. Și m-am gândit că nu degeaba astăzi mă aflu în fața dumneavoastră și copiii noștri sunt pe la examene pentru a-și obține un loc în lumea dreptății, că pentru lumea dreptilor ne străduim toți să ajungem. Spuneam altădată că dreptatea nu prea are ce căuta cu justiția, sunt două elemente total diferite, dar astăzi vreau să merg pe linia dreptății, nu justiție, și vreau să țin foarte, foarte bine această graniță între dreptate și justiție. Pentru că, dacă vreți să vă dau așa o diferență care îmi vine mie acum prin cap, este aceea că dacă vreți să vi se facă dreptate, o să vă duceți la niște instituții care trebuie să fie cunoscute. Și cum sunt cunoscute? Prin definiția lor. Vă duceți la tribunal și ce scrie acolo sus? Scrie cumva Ministerul Dreptății? Nu, scrie Ministerul de Justiție. Înseamnă că există o diferență între dreptate și justiție. Este. Pentru că justiția este dreptatea instituționalizată. Adică dacă un borfaș, să merite Dumnezeu acum, un tâlhar, se află în fața dreptății omenești, lui, din oficiu, dacă n-are el banii, se așează un avocat. E, avocatul ăla nu mai este un avocat al dreptății, este un avocat al Ministerului de Justiție. Pentru că acolo se face justiție, se spune, domnule, și ăsta are dreptul să fie apărat. Și este apărat. Cum este apărat? Dacă avocatul lui este mai bun decât avocatul care are nevoie de dreptate pentru clientul lui, bineînțeles că l-a bătut. Așadar, sunt diferențe foarte mari, pe care probabil că acum copiii care sunt în fața testului grilă, nu știu dacă l-au prea bine în minte, dar cu siguranță îl vor afla după ce vor fi angajați ai Ministerului de Justiție și vor fi puși în fața faptului că trebuie să împartă dreptate cu niște unități de măsură ale justiției, și o să dea seama care e diferența mai bine decât vă spun eu acum. Iubiți credincioși, mă gândeam la ei, cum vor împărți ei dreptate sau cum vor face justiție, pentru că sunt două lucruri separate, cum am spus, și mă gândeam la pietrele acelea care vor ieși din inimi sau din înțelesurile cuvintelor. Mă aflu în genunchi și bat cu ciocanul și cu alte dălți într-o piatră mare, care este adevărul lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu cel întrupat, pe care vi l-am citit astăzi la Sfânta Liturghie din Sfânta Evanghelie. Și dau acolo cu varosul până când cad niște pietre. După ce cad acele pietre, nu rămân acolo, trebuie să le duc undeva. Și piatra pe care nu o voi băga-o niciodată în seamă, aceea
va veni la un moment dat în capul unghiului. Adică piatra aceea care unește două lumi, zidurile unei case, nu ar putea să formeze niciodată o casă dacă nu s-ar uni. Nu se zidește o casă din ziduri paralele. Au încercat câțiva năzdrăvani să facă tot felul de lucruri, dar nu se poate face o casă. O casă trebuie să aibă și unghiuri drepte, adică zidurile să se întâlnească. Și ce face ca acele ziduri să se întâlnească și fără să se crape? Acea piatră din capul unghiului. În general, acea piatră nu trebuie să fie prea mult prelucrată. Trebuie să aibă o stare naturală de a fi în unghi drept, ca zidul să fie într-adevăr așa cum trebuie. O să spuneți, nu e nicio problemă, părinte, Mata, stai liniște cu pietrele matale, că noi știm că între două ziduri se așează niște cofraje, se pune fier beton și lasă, că Mata ești copil. Nu sunt copil. Eu vorbesc despre case tradiționale. Vorbesc și prin prisma celor care astăzi sunt la examene, la drept. Unghiul drept, cel de 90 de grade, are legătură foarte mare cu dreptul pe care ei, copiii noștri, îl studiază. Nu sunt lucruri diferite. Sunt două lumi. Se întâlnește aici tâlharul, zidul tâlharului, și în partea cealaltă se întâlnește zidul păgubitului. Și cine îi unește? Unghiul drept. Înseamnă că starea de dreptate trebuie să fie foarte bine cumpănită. Suntem într-o lume formată din ziduri. Dar nu în sensul rău al cuvântului. Trebuie însă să așezăm zidurile acestea astfel încât ele să formeze o casă. Două ziduri pot forma și altceva, pot forma niște ruine. Dacă cineva nu-și dă seama de posibilitățile reale pe care le are, începe chipurile să construiască o casă și nu iese decât o ruină. O să spuneți, bine, dar ruina este ceva care nu se mai termină. Da, dar asta nu înseamnă că o ruină a fost vreodată ceva. După cum îmi spunea cineva că vinul vechi este mai bun, zic da, cu o singură condiție, că atunci când era nou să fi fost tot bun. Să se învechească pe parcurs, pentru că dacă pui oțet, poți să aștepți și 100 de ani. Maximum vei face aceto balsamico, peste care trebuie să treacă 25 de ani, ca să iasă și un oțet bun. Deci și oțetul are nevoie de timp. Dar acum contează foarte mult ce facem cu cele două ziduri. Am spus că se întâlnește zidul tâlharului cu zidul păgubașului. Și acel păgubit, săracul, vrea și el dreptatea lui. Depinde cum se îmbină cele două ziduri astfel încât să se facă și să se săvârșească actul de dreptate, nu numai cel de justiție. Iubiți dincioși, piatra din capul unghiului este o piatră despre care v-am mai spus și altă dată, dar îmi place să punctez câteva lucruri. Începând de la piatra pe care o primești fără să-ți dai seama și fără să vrei, bineînțeles, în pantofi și ți-a găurit ciorapul, până la piatra care unește două lumi. Piatra aceasta este o fărâmă și o scânteie din ceea ce ne-a dat Dumnezeu astăzi, cel puțin, să înțelegem prin piatra cea din capul unghiului. Și ni se spune că această piatră poate să fie și probată, și anume, dacă cineva cade peste piatra aceasta, se va sfărâma el, nu piatra. Chiar m-a întrebat cineva, zice, părinte, dacă ai mână un ou și cade în bucătărie și jos ai faianță, ai gresie, să sparge? Și eu bineînțeles că m-am grăbit să zic, bineînțeles că se sparge. Nu, părinte, gresia nu se sparge. Trebuie să știm la ce ne raportăm. Va să zic că dacă cade cineva pe această piatră, se sfărâmă. Nu piatra, ci el. Dacă peste cineva va cădea piatra aceasta, pe acela îl va spulbera. Iubiți credincioși, înseamnă că starea de dreptate, mai devreme sau mai târziu, făcută prin Ministerul de Justiție, devine tot dreptate. Adică fiți atenți dacă nu cumva vă aflați în colțurile unui așezământ care are
piatra cea din capul unghiului. Să nu stați prea mult timp sub ea, pentru că dacă această piatră cade, ne sfărâmă, dar nu cumva să credem noi că dacă vom cădea noi peste ea, se va spulbera ea, nu, tot pe noi ne va spulbera. Înseamnă, fraților, că cu dreptatea nu este de joacă. Nici cu dreptatea, dar nici cu justiția. Ferească Dumnezeu dacă cineva are pretenție, așa cum a avut și regele la Nabot să ia via, să ne ferească Dumnezeu să ajungem pe mâna acestor oameni care ne vor chipurile dreptatea, pentru că ne vor dreptatea. Dar să nu uităm că dreptatea este piatra cea din capul unghiului care unește două lumi. Mai bine să ne dăm noi spre lumea pe care simțim că o avem mai aproape. Pentru că nu e bine să intrăm la colț, acolo unde nu mai avem scăpare, la colțul interior. Dacă ești la colțul exterior, înseamnă că te afli în afara casei și e mai simplu, poți să fugi. Dar dacă te afli înăuntru, nu poți să mai faci nimic. Dar clădirea aceasta de care vă spun eu, este și căminul în care stăm. Trebuie să știm cum unim cei doi pereți. Cât de trainică este piatra cea din capul unghiului. Adică, o familie, să știți că nu este neapărat o familie formată din doi oameni care se înțeleg perfect. Nu. Oamenii nici măcar nu trebuie să se înțeleagă perfect. Oamenii trebuie să aibă între ei un set de principii. Și frumusețea este starea de echilibru pe care o găsesc cei doi în cadrul unui principiu. Dacă ne-am așezat într-o familie în care noi să zicem ceva și celălalt imediat să execute, vă spun eu că se va întâmpla ca în scurtă vreme să ne plictisim. Și omul din plictiseală face multe. Nu vreau să vă dau sugestii, Doamne ferește, să mă pomenesc la fel ca cel care a întrebat pe un băiețel dacă atunci când vine tata acasă îi mai umblă pe buzunar să ia câte 100. Și zic, părinte, ce... N-am făcut așa ceva, dar ideea nu era. Nu, eu nu vreau să vă dau sugestii ce poate să facă omul când se plictisește în casă. Vreau să vă spun numai că atunci când simțiți că sunt anumite principii diferite la tine decât la celălalt, nu înseamnă altceva decât că ești între cei doi pereți și urmează să se unească. Principiul unirii este piatra cea din capul unghiului. Hai băi, să găsim un prilej și un moment în care să stabilim că zidul tău vine până aici și al meu vine până aici. Și gata. Asta este frumusețea căminului. Să nu credeți că frumusețea căminului este așa să stai unul lângă altul cu ochii în șemineu și să vezi cum arde focul. Nu. Nu. Frumusețea este nesiguranța. Atunci, de exemplu, când vă duceți spre casă, plecați de aici, de biserică, se întâmplă frumos, soțul sau soția să nu fie aici. Și să aveți încărcături diferite. Sau toată ziua mergeți la serviciul dumneavoastră, 8, 10, 12 ore, cât o stat acolo. Nu vă recomand decât maxim 8, că așa e normal. Și vă faceți tot felul de gânduri. Păi, peste o lună de zile, ia o vacanță, mergem în cutare loc, cutare, cutare, bun. Cu aceste gânduri însă, așa cum am zis altă dată, ai uitat să iei pâine. Una mănuntă, o fărâmă. Ați uitat ceva, un singur lucru. Acum tu, după atâta amar de suferință, poate că te-a certat șeful, poate că n-au văzut subalternii tăi, dacă ești șef la rând, n-au văzut cât efort ai făcut ca să-i scoți din gura lucrurilor și așa mai departe. Când ajungi acasă, pregătit să spui, băi, femeie, uite, gata, peste o lună de zile facem, plecăm, dregem. Imediat cum intri, bineînțeles că poate n-ai fost atent sau nu ți-ai dat seama că ai apăsat pe clanță prea tare sau prea încet. Ai deschis ușa prea deodată sau ușa a scârțâit. Ce vezi că iar n-ai uns ușa aia și de 3 săptămâni se aude așa. S-a terminat. În acel moment, dacă nu știi să te așezi pe un zid al casei, adică să te faci tot una cu zidul pe de-o parte, pe de altă parte să zici că ăsta e zidul meu și țin la el, și pe partea cealaltă să vede adversarul, sensul bun al cuvântului, că, de exemplu, doi boxeri, dacă s-ar ține numai în brațe și s-ar pupa, n-ar mai avea haz meciul pe care l-ar face. Tu ești aici, cu mânușile roșii în colțul roșu, pe partea cealaltă, mânușile albastre, colțul albastru. Și începe lupta. Băi, lupta nu e una să fugi. Nu, una este o luptă frumoasă. Măi, fată, știi că eu venisem cu alte gânduri, da, ai venit, pâine, ai luat, gata, a doua. Păi să vezi, te duci și după aia discutăm.
te duci frumos și pâinea, deci ca să-ți păstrezi zidul tău. Și când e acasă, încet, încet, vă apropiați de colț, de piatra cea din capul unghiului. Uite, mă, și eu am fost supărat și tu, așa, am uitat de asta, poate mâine vin și văd cum fac și ușa, încet, încet, până la colț, cele două ziduri încep să facă un cămin. Altfel, dacă vă duceți acasă și totul este în regulă, când vedeți așa, totul este deschis, da, o să plecăm în vacanță, în partea dată plichii seara o să spun, da, am mai fost în vacanță, da, puteți și ce bine e, începe plichii seara și iar mă țin să nu vă dau idei ce puteți face la plichii seara. Cert este că dacă vom vedea în căminul nostru adevărata întâlnire a două ziduri, vom face bine. Pentru că vom căuta toată viața noastră piatra aceea din capul unghiului, care face din două ziduri o casă. Dacă nu, vom căuta casa altuia, adică o casă pe care să o cumperi. Niciodată nu o să cumpărați cămin cu bani. Cu bani o să cumpărați o casă, maxim, dar cămin nu. Nu o să cumpărați niciodată timp, o să cumpărați ceas. Nu o să cumpărați niciodată un loc, o să cumpărați un scaun, o să cumpărați un birou, o să cumpărați un aer condiționat, să stați bine și comod, dar confortul nu o să-l cumpărați odată cu achiziționarea unui pat sau unui dormitor. Pentru că vă veți pomeni să nu vă puteți odihni chiar dacă aveți de toate. Piatra cea din capul unghiului este găsită în urma războiului acestuia de a întâlni două ziduri. Iubiți credincioși, eu asta am vrut să vă spun pe ziua de astăzi. Să nu căutați pacea stând așa în contemplare, ci să o căutați, așa cum ziceau și romanii, si vele pacem parabellum, cine vrea pace să se pregătească de război. Este un război duhovnicesc cu gândurile, este un război real între noi, dar nu trebuie să ne temem de război, ci să căutăm ca în urma confruntării să găsim piatra cea din capul unghiului. Cum astăzi, împreună, pentru că datorită liniștei dumneavoastră și datorită efortului pe care l-ați făcut de a ne întâlni, astăzi, sfărâmând în fața Sfintei Mese din înțelesul de Scripturii, am găsit această piatră, granița a două ziduri, despre care m-a vrincit Dumnezeu să vă vorbesc. Să dea Bunul Dumnezeu ca acest înțeles să ne fie de folos și de acum înainte să căutăm dreptatea, pentru că așa zice și Mântuitorul, căutați mai înainte Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.